La momentul de față sunt aproape 70.000 de semnături colectate pentru organizarea și desfășurarea referendumului anticheptată în municipiul Chișinău. Acest număr de semnături a fost colectat în 19 zile. După părerea noastră, este un număr impunător. Vreau sincer să spun că este peste așteptările noastre inițiale, ceea ce denotă încă o dată faptul cât de gravă este situația în capitală. Eu vreau pe această cale să le mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care s-au implicat și doi, chișinăuienilor care ne susțin. Un lucru important în acest sens este că instanța de judecată a dispus un termen de 60 de zile pentru colectarea acestor semnături. Ținând cont de toată situația creată în municipiu, vreau să vă anunț că noi vom merge în continuare să colectăm aceste semnături pentru a avea un număr maximal de oameni care să poată să-și expună poziția vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în capitală și poziția personală față de Dorin Petrov. Credem că o să fie mult mai multe decât sunt la momentul de față. Paralel cu acest lucru, vom desfășura acțiuni de avizare a acestor liste, așa cum prevede legislația, în suburbiile capitale, dar și la primăria municipiului Chișinăului Mijlociu. Astfel ca, la finele acestui termen, toate procedurile de avizare a listelor, toate listele să fie transmise instanțe de judecată, așa cum prevede legea, pentru a fi verificate și pentru a da curs, propriu zis, începutului acestui referendum. Așa cum am spus anterior, ar putea avea loc în octombrie-noiembrie în acest an. Unii ne întreabă de ce mergem în continuare. Noi nu avem nicio încredere și niciun motiv să credem atât sistemul de drept, cât și ceea ce se petrece în coaliția majoritară. Am văzut tot felul de lucruri pe parcursul ultimilor ani. Eu reiterez poziția că nu exclud faptul că este înțelegere între Plahotniuc și Ghimpu, ca Ghimpu exact ca în anul 2013, înaintea campaniei electorale pentru locale, să meargă în opoziție, cumva să-și încearce să-și reabiliteze ratingul. O mai spun o dată în plus, de data asta nu-i mai ajută absolut nimic. PLEU este un partid care pleacă în istorie. Foarte curând. Și orice încercare de a resuscita acest partid nu va prinde. De ce zic acest lucru? Pentru că, în mod normal, acest transfer la domiciliu, cu acele grave acuzații pe care le-au pus pe tapet procurorii, luați seama, da? Deci aceste profituri 13%, și nu sunt doar aceste dosare, pentru că sunt foarte multe alte dosare care ar putea fi puse în aplicare. După părerea noastră, ar putea să fie și o tentativă mascată de a bloca acest proces de referendum. Repet, noi vom colecta semnăturile până la capăt, vom asigura toate procedurile și vom asigura ca acest referendum să aibă loc. Iar Dorin Chetoacă, cu toate păcatele lui, să plece în acest an de la primăria municipiului Chișinău. Încă o mică nuanță în acest context. Cineva spune că miniștrii Partidului Liberal au plecat de la guvernare. Au scris cereri, am văzut unii. Întrebarea mea este ce se întâmplă cu calea ferată, unde este grosul banului care vine în caznaua Partidului Liberal. Ce se întâmplă cu cei de la Air Moldova și alte întreprinderi strategice care sunt conduse astăzi de Partidul Liberal. Deci, miniștrii trebuiau să plece pentru că oricum nu era loc pentru ei în cadrul reformei pe care se vrea a fi propusă și implementată în Republica Moldova. Pur și simplu, nu era loc. Dar ce e cu alții? Ce e cu Topală de la Calea Ferată? Ce e cu ăștia de la Air Moldova? Reiterez. Deci, eu cred că este o farsă. De asta, o dată în plus mai spun, noi vom merge până la sfârșit cu această procedură. Pentru că și chișinăuienii așteaptă acest lucru.